Primăria municipiului Târgu Jiu continuă reabilitările termice ale blocurilor din oraș. În ședința de Consiliul Local de astăzi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea a 13 blocuri din zona străzilor Unirii și Traian. În momentul de față aveam deja un program cu finanțare europeană pentru 6 blocuri. Deja s-a organizat licitația. Urmează ca pentru încă 13 blocuri, pentru care am luat și aprobarea Consiliului Local, să promovăm un program susținut de guvern, de primărie și de asociații, deci pentru 13 blocuri din zona de centru. De ce am optat pentru zona de centru, atât pe programul european, cât și pe acest program al guvernului, fiind blocuri foarte mari și foarte înalte, pentru cetățeni era foarte greu și erau chiar cheltuieli suplimentare în a-și face rost de schelă. Este foarte greu să lucrez, să reabilitez blocuri de 6 etaje, de 8 etaje, în comparație cu blocurile de 3 etaje sau de 4 etaje. Edilul municipiului Târgu Jiu spune că programul de reabilitare termică a blocurilor, demarat încă de acum câțiva ani, va continua, fiind deja depusă documentația la Ministerul Dezvoltării pentru aprobarea finanțării reabilitării termice a altor 20 de imobile. Vedem cu toții că se lucrează, mai avem încă un program nefinalizat pentru zona de centru și pot să spun că în afară de ce am punctat, am mai depus documentația la Ministerul Dezvoltării pentru încă 20 de blocuri pe zone diferite din municipiul Târgu Jiu. Cele 13 blocuri care vor intra în reabilitare vor beneficia de toate lucrările prevăzute de legile în vigoare, chiar și de schimbarea tâmplăriei din apartamente. Acestor lucrări li se adaugă și izolarea termică a pereților exteriori, izolarea termică a planșeului podului, izolarea termică subsol și înlocuire tâmplărie la spațiile comune.